Pandișpam pufos, fără cuptor, doar 3 ouă și câteva vișine, crește de nu-ți vine a crede. Așa a fost mereu. Când s-au copt vișinele și am vrut și noi să facem un chec cu vișine, era prea cald ca să mai aprindem cuptorul. După pandișpanul cu cireșe pe care tocmai l-am făcut împreună, ce ați zice de un pandișpan cu vișine, copt în cratiță, pe focul aragazului, fără cuptor? Bună idee, nu? Dar dacă v-a spune că o să crească mai mare decât creștea în cuptor și că este pufos și fin, delicat și plin de vișine roșii delicioase, ba mai este și ieftin. Doar 3 ouă, o mână de vișine care acum sunt peste tot. Bun, dacă v-am convins, haideți să facem împreună cea mai grozavă rețetă de chec cu vișine pe aragaz, fără cuptor. Ingrediente: 120 g zahăr, 120 g făină, 3 ouă, 3 g ulei, vanilie, un praf de sare, opțional o linguriță praf de copt și o mână de vișine. Mod de preparare: mixăm albușurile, adăugăm zahărul și mai mixăm până când facem o spumă tare. Separat mixăm gălbenușurile. Adăugăm sare și ulei și mai mixăm puțin. Apoi incorporăm albușul spumă în gălbenușuri, amestecând ușor cu paleta. Deasupra cernem făina și o încorporăm ușor să nu rămână cocoloase. Punem câteva vișine fără sâmbur în aluat . Pregătim cratița, o ungem cu ulei, o tapetăm pe fund cu hârtie de cop și în ea turnăm aluatul. Iar deasupra ornăm cu alte vișine pe care le lăsăm cu codițe. Acoperim cu capac și punem pe foc mediu cam 25 de minute. Facem proba cu scobitoarea și când e gata, scoatem blatul și lăsăm puțin să se răcească. Uitați cât de mult a crescut, din doar 3 ouă, nici un cuptor nu creștea atât. Din cauza că s-au umplat atât de mult, vișinele cu codiță de deasupra au intrat în chec, dar vom pune altele după ce pudrăm cu zahăr. Atât de bun, atât de ieftin și atât de rapid. În mai puțin de o oră, mâncați cel mai pufos chec pe care l-ați văzut vreodată și asta fără să mai ardeți cuptorul. Urmăriți cu atenție filmul pentru a reuși această rețetă simplă și atât de grozavă. Mâine vă aștept să facem împreună o plăcintă în tigaie pe aragaz umplută cu căpșuni. Nici nu știți cât este de bună!